fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, nu a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Astăzi Iisus Hristos are peste 1 miliard de urmași. 4 evanghelii ne redau începuturile umile ale credinței creștine. Și în timp ce celelalte evanghelii amintesc alte evenimente sau le menționează tot pe acestea, dar într-un mod diferit, aceasta este istorisirea vieții Domnului Iisus, preluată din Evanghelia lui Luca. Prealesule Teofile, îți scriu o istorie amănunțită despre lucrurile care s-au întâmplat printre noi, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit. Pe vremea când Cezar August era împărat al Romei și când Irod cel Mare era împărat în Iudeea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu în cetatea Nazaret la o fecioară al cărei nume era Maria. Nu te teme, Maria, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. Cum s-ar putea? Sunt fecioară. Duhul Sfânt se va coborâ peste tine. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Împărăția Lui nu va avea sfârșit. Atunci Maria s-a dus într-o cetate a lui Iuda, la rudenia ei Elisabeta, care rămăsese și ea însărcinată. Elisabeta! Maria! Dragă Maria! Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum am auzit glasul tău, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Sufletul meu mărește pe Domnul. Și mă bucur în Dumnezeu, mântuitorul meu. Iată că de acum toate neamurile îmi vor zice fericită. Să știe tot poporul Nazaretului. Din porunca lui Cezar August se va face de azi o înscriere în provinciile supuse ale Galilei și Iudeii. Toți oamenii să se înscrie în cetățile din care li se trage neamul. Maria s-a dus în Betleemul din Iudeea să se înscrie cu Iosif, logodnicul ei. Dar în casa de poposire nu era loc pentru ei, așa că s-au adăpostit într-un staul. În ținutul acela erau niște păstori care își păzeau turmele noaptea. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Păstorii s-au dus în grabă să vadă pruncul și au fost cei dintâi care au răspândit vestea despre nașterea Mântuitorului. După o săptămână, când s-a împlinit vremea ca pruncul să fie tăiat împrejur, i-au pus numele Iisus și l-au dus la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului. În templu era un om evlavios numit Simeon, pe care îl înștiințase Duhul Sfânt că va apuca să-l vadă pe Hristos. Acum eliberează-mă în pace, bunul meu stăpân, după cuvântul tău. Căci au văzut ochii mei mântuirea ta, copilul acesta e rântuit de Dumnezeu.
fiți amândoi binecuvântați. După ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, ei au părăsit Ierusalimul întorcându-se în Nazaret. Când băiatul Iisus a fost de 12 ani, Iosif și Maria l-au dus la Ierusalim la praznicul Paștelor. Dar pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. S-au întors în cetate să-l caute și, în a treia zi, l-au găsit în templu șezând în mijlocul învățătorilor. Al cui este copilul acesta înțelept? E din Nazaret. Credeam că a plecat cu noi. Iertați-i îndrăzneala. Toți care l-auzeau rămâneau uimiți. Fiule, de ce te-ai purtat așa cu noi? Tatăl tău și cu mine te-am căutat cu îngrijorare. De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Apoi s-a pogorât împreună cu ei la Nazaret. Creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. În al 15-lea an al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea și Irod guverna Galileea, în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, Dumnezeu i-a vorbit lui Ioan în pustie și el a venit prin ținutul din jurul Iordanului, propovăduind botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Pocăiți-vă de păcatele voastre și botezați-vă și Dumnezeu vă va ierta! Așa cum scrie în cartea profetului Isaia, un glas strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți calea pentru a veni, orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut într-un loc neted, căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile aspre vor fi netezite și orice făptură va vedea mântuirea Domnului. Ce să facem? Da, spune-ne ce voi trebuie să facem. Voi, pui de năpârci! Ce vrei să facem? Ajută-ne, spune-ne ce cale să alegem. Cine are două haine, să împartă cu cine nu are niciun. Și cine are de mâncare, să o împartă. Învățătorule, noi vameșii, ce să facem? Nu luați mai mult decât trebuie. Ce spui pentru noi? Noi ce să facem? Să nu stoarceți nimic cu forța și să nu acuzați pe nedrept. Mulțumiți-vă cu solda. Spune-ne, tu ești Hristosul? Eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai mare. Eu nu sunt vretnic să-i dezleg cureaua încălțămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela care are lopata în mână va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se va stinge.
Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Când și-a început lucrarea, Domnul Iisus era cam la vârsta de 30 de ani. Plin de Duhul Sfânt, el s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavol timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea. Diavolul s-a apropiat de el și i-a zis: Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine. Este scris: Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. Diavolul l-a suit pe un munte înalt și a arătat toate împărățiile pământului. Ție îți voi da stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Toată va fi a ta dacă te vei închina mie. Este scris să te închin Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim și l-a așezat pe streașina templului. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci e scris, El va porunci îngerilor lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Scriptura spune să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și a venit în Nazaret, unde fusese crescut. Ce faci? Bine! După obiceiul său, în ziua de sabat, a intrat în sinagogă. I s-a dat să citească din cartea profetului Isaia. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, să propovăduiesc robilor slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Vorbește bine! Astăzi s-au împlinit aceste cuvinte, așa cum le-ați auzit. Scriptura s-a împlinit? Numai Hristosul poate împlini aceasta. Cum vom ști asta? Fără îndoială îmi veți spune, doctore, vindecă-te pe tine însuți.
ce îmi veți spune, fă și aici, în patria ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Adevăr vă spun că niciun proroc nu este bine primit în patria lui. Prin aceste cuvinte, Iisus se identifica pe sine ca Mesia, unsul lui Dumnezeu, trimis pentru mântuirea poporului său. Acești evrei nu îl acceptau ca Mesia. Au vrut să-l arunce în prăpastie. Însă Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. A venit în Capernaum, cetate din Galileea. Semnele stăpânirii romane se vedeau la tot pasul, iar poporul tângea după Mesia să-l scape de asuprire. Pace vouă. Îndăzătorule. Mă primești în barcă, Simone? De ce nu? Doar n-are de cum să plece. Vorbește-ne! Vorbește-ne! Spune-ne ceva! Iisus, vorbește-ne! Doi oameni s-au suit odată la templu ca să se roage. Unul era fariseu, iar celălalt vameș. Fariseul sta în picioare și se ruga astfel. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, răi, prea curvari. Și îți mulțumesc că nu sunt ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână și din toate îți dau a zecea parte. Vameșul sta deoparte și nu îndrăznea nici ochii să ridice spre cer, ci se bătea în piept zicând, Doamne, ai milă de mine, păcătos. Eu vă spun, vameșul s-a pogorât acasă socotit neprihănit, nu fariseul, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Depărtează barca la apă adâncă, și aruncați-vă din nou mreaja pentru pescuit. Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Dar la cuvântul tău, voi arunca mreaja. Iacove! Ioane! Hei, Iacove, Ioane, aduceți barca aici, ajutați-mi, hai repede, nu putem, avem mâinile pline. E destul, copil. Destul. Pleacă de la mine, Doamne. Sunt un om păcătos. Nu te teme. De acum încolo vei fi pescar de oameni. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Voi nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Cu cine voi asemăna pe oamenii din neamul acesta? Seamănă cu niște copii care stau în piață și strigă unii la alții. V-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de jale și n-ați plâns.
că vine. E aici, priviți! Doamne, Doamne, te rog să vindeci fetița mea. Doamne, ai milă! Are doar 12 ani și moare. Te rog, vino cu mine. Iair, îmi pare rău. Doamne! Fetița ta a murit. Nu-l mai supăra pe Iisus. Nu te teme. Crede numai și va fi tămăduit. Nu plângeți. Fetița n-a murit, ci doarme. Fetiță, scoală-te. Dați-i ceva de mâncare. Vă poruncesc să nu spuneți nimănui ce s-a întâmplat aici. După aceea a văzut pe un vameș, Levi Matei, stând la vamă pentru încasarea taxelor. Și Iisus s-a dus în munte să se roage, petrecând toată noaptea în rugăciune cu Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli. Pe Simon, pe care l-a numit și Petru. Pe Andrei, fratele lui. Pe Iacov. Pe Ioan. Pe Filip. Bartolomeu, Matei, pe Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, pe Simon, zilotul, pe Iuda, fiul lui Iacov.
și pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător. Cei săraci, căci împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Ferice de cei flămânzi, căci voi veți fi săturați. Ferice de cei ce plângeți acum, căci voi veți râde. Ferice de voi când oamenii vă vor urâ, vă vor izgoni dintre ei, din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, căci mare va fi răsplata voastră în cer. La fel făceau și părinții lor cu prorocii. Șaptesprezece, 18, 19, 20. E tot ce am. Cum adică asta e tot ce ai? Dă-mi! Vai de voi, bogaților, pentru că voi aici v-ați primit mângâierea. El nu vrea să fie bogat, cred că-i nebun. Vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți stângui. Vai de voi când oamenii vă vor vorbi de bine, căci tot așa făceau și părinții lor cu prorocii mincinoși. Dar ascultați-mă ce vă spun, iubiți-vă vrăjmașii. Faceți bine celor ce vă urăsc. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Și rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Dacă cineva te lovește pe un obraz, întoarce el și pe celălalt. Dacă ți-a cineva haina cu sila, dă-i și cămașa. Și oricui îți cere, dă-i. Și celui ce te jefuiește, nu-i mai cere înapoi. Ce voi să vă facă, voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc. Dacă faceți binele celor ce vă fac bine, ce răsplată vreți? Și păcătoșii fac așa. Cum poate să pună mâna pe ea? Cum îi vorbește? Dezgustator. Voi, iubiți-vă vrăjmașii. Faceți-le bine și nu așteptați nimic în schimb. Și răsplata voastră va fi mare. Și veți fi fiii celui prea înalt. Că cel e bun și cu cei răi și cu cei nemulțumitori. Fiți milostivi, cum și tatăl vostru este milostiv. Salvează-ne, Iisuse! Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta. Condu-ne pe calea ta, Doamne! Dați și vi se va da, căci cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura. Un orb nu-l poate călăuzi pe altul, căci amândoi vor cădea într-o groapă. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu atenție la bârna din ochiul tău? Condu-ne, Doamne! Avem nevoie de tine, Doamne! Ferice de mama care te-a purtat și te-a lăptat! Ferice mai degrabă de cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Vreau să vorbesc cu el. Crezi oare că el poate fi Mesia?
Acest fariseu l-a invitat pe Iisus să ia masa cu el, iar Domnul a intrat la el și a așezut la masă. Plecați, copii, ieșiți afară. Auziți, ieșiți. Au plecat cu toate zarvălor. Ce caut asta aici? Nu știu. Știu cine este femeia asta, Simon. Am să spun ceva. Un cămătar avea doi datornici. Unul îi datora 500 de lei, iar celălalt 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, cămătarul i-a iertat pe amândoi. Care din ei crezi că îl va iubi mai mult? Socotesc ca acela căruia i-a iertat mai mult. Drept ai judecat. Vezi femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru picioare. Dar ea mi l-a spălat cu lacrimi și mi l-a șters cu părul ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Iertate-ți sunt păcate. Credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Iisus umbla vestind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Ucenicii îl însoțeau împreună cu câteva femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele. Maria, zisă Magdalena, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, și Suzana. Cârmuitorul Irod, ales de romani în Galileea, l-a aruncat pe Ioan Botezătorul în temniță pentru că vorbea pe față împotriva căsătoriei lui cu nevasta fratelui său. Ei bine, când am ajuns la poarta Nainului, o mulțime de oameni duceau la groapă un om. Fusese singurul fiu al maicii sale. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și s-a atins de sicriu spunând: Tinere, scoală-te! Atunci mortul s-a ridicat, iar Iisus l-a dat înapoi maicii sale. Întrebați-l, ești tu acela care are să vină? Sau să așteptăm pe altul? Doamne! Doamne! Ioan Botezătorul ne-a trimis să te întrebăm. Ești tu acela care trebuie să vină? Sau să așteptăm pe altul?
Du-te și spune-i lui Ioan ce ai văzut și auzit. Orbii văd, șchiopii umblă. Ferice de acela care nu se poticnește în mine. Te rog, ia-mă sus! Hai, pe umăr! Acum vezi? Îl văd pe Iisus! Semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna, o parte a căzut lângă drum, a fost călcat în picioare și păsările au mâncat-o. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit, s-a și uscat, căci nu avea umezeală. O altă parte a căzut printre spini. Spinii au crescut și ei și au înecat. O altă parte a căzut în pământ bun. Semințele au crescut, au crescut și au dat rod însutit. Doamne, de ce vorbești în pilde când te ascultă mulțimea? Vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu. Dar celorlalți li se vorbește în pilde, ca să privească, dar să nu vadă, și să audă, dar să nu înțeleagă. Acesta e înțelesul pildei. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud. Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Sămânța căzută pe stâncă sunt cei ce aud cuvântul și îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcini și cred până la o vreme, iar când ispita vine, se prăbușesc. Sămânța căzută între spini sunt cei care au auzit cuvântul, dar grijile, bogățiile și plăcerile acestei lumi îi înnăbușă și n-ajunge la coacere. Sămânța căzută pe pământ bun sunt cei care au primit cuvântul într-o inimă deschisă, bună, curată, și aduc roadă în răbdare. Nimeni n-aprinde lumina ca să o pună sub un vas și nici să o pună sub pat, ci o pune într-un sfeșnic ca cei ce intră să o vadă. Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Luați dar seama cum ascultați, căci celui ce are îi se va mai da, dar celui ce n-are îi se va lua până și puținul pe care îi se pare că l-are. Doamne, mama ta și frații tăi sunt afară, vor să te vadă. Mama și frații mei sunt cei ce aud cuvântul sfânt și îl împlinesc. Într-una din zile, Iisus s-a suit într-o corabie cu ucenicii și le-a zis: haideți să trecem dincolo de lac. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Să știți că scăpăm!
mare vă este credința. Și au trecut înspre Gadara, pe celălalt mal al Mării Galilei. Dracii au ieșit din omul acela. Înapoi! Și au intrat în porci. Să pleci de aici! Vrăjitorule, pleacă! Du-te de la noi! Du-te! Du-te de aici! Te voi urma oriunde mergi. Ia-mă cu tine. Du-te acasă și spune ce ți-a făcut Dumnezeu. Iisus și ucenicii săi s-au dus lângă o cetate numită Betsaida. Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Târziu după amiaza, Petru a spus: Doamne, dă drumul noroadelor să se ducă în satele și cătunele din prejur, ca să caute de ale mâncării. Aici e pustiu, Doamne. Voi trebuie să le dați ceva să mănânce. Dar noi nu avem decât 5 pâini și 2 pești. Binecuvântat să fii Tu, Doamne Dumnezeule, stăpânul tuturor lucrurilor, care ne dai nouă pâinea pe pământ.
Cine zic oamenii că sunt eu? Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții zic că ești un proroc din vechime care a înviat. Dar voi? Cine ziceți voi că sunt? Tu ești Hristosul. Tu să nu spui nimănui lucrul acesta. Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie dat la moarte. Dar a treia zi va învia dintre cei morți. Cineva să mă urmeze? Eu te voi urma, Doamne. Dar lasă-mă să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este vretnic de împărăția lui Dumnezeu. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea zilnic și să mă urmeze. Căci oricine va voi să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar pierde pe sine însuși? Căci dacă se va rușina cineva de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Adevărat vă spun că sunt aici unii care nu vor gusta moartea înainte de a vedea venind împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Și iată că s-au arătat în slavă Moise și Ilie. Ei vorbeau cu el despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Tu vei împlini planul lui Dumnezeu. Vei muri în Ierusalim. Când voiau să plece, Petru i-a spus lui Iisus: Învățătorule, este bine să fim aici. Să facem 3 colibe. Una pentru tine. Un nor i-a acoperit și ucenicii s-au înspăimântat. Și una pentru Ilie. Iar din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit. De el să ascultați. Învățătorule,
Învățătorule, rogu-te, uite-te la fiul meu. Te rog, te rog, vindecă-l. E singurul meu copil. I-am rugat pe ucenicii tăi să-l izbăvească, dar n-au putut. Un neam necredincios și pornit la rău. Până când voi fi cu voi și cât vă voi suferi? Adu-ți fiul tău aici. Învață-ne să ne rugăm, așa cum și Ioan și-a învățat ucenicii. Când vă rugați, să spuneți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere, capătă, cine caută, găsește, și celui ce bate, o ușă îi se va deschide. Care este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său un pește, să-i dea un șarpe? Sau dacă îi cere un ou, să-i dea o scorpie? Dacă voi, cei răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru ceresc va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, nici de ce veți mânca, nici de trupul vostru și ce veți îmbrăca, căci viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcăminte. Uitați-vă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici hambar, și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările? Care dintre voi, îngrijorându-se, poate adăuga un cot la lungimea vieților? Dacă nu puteți face un lucru mic, de ce să vă mai îngrijorați de celelalte? Uitați-vă cum cresc crinii. Ei nu torc, nici nu țes. Totuși, nici Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba care mâine va fi arsă în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi. Puțin, credincioșilor. Mărește-ne credința. Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ea spune dudului aceluia: dezrădăcinează-te și sădește-te în mare, pe loc, și va asculta.
neputință să nu vină prilejul de păcătuire. Dar vai de acela prin care vine. Ar fi mai de folos pentru el să-i se lege o piatră de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu? Se aseamănă cu un grăunte de muștar semănat în grădină. El a crescut, s-a făcut copac mare și păsările și-au făcut cuibul în el. Nu prea înțeleg despre ce vorbește. Tu de ce stai la masă cu oamenii și femeile păcătoase și ceilalți? Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci acei ce sunt bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Mai spune-ne ceva despre împărăție. Mai este ceva? Nu te teme, turmă mică, căci Tatăl vă dă cu plăcere împărăția. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară în ceruri ce nu se va pierde. Unde hoțul nu se apropie și unde molia nu roade. Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Femeie, ești deslegată de neputința ta. Uite, uite, se îndreaptă! E o minune! Uite, e vindecată! Veniți să vedeți! Slavă Domnului! Veniți atunci să vă vindecați, dar nu în ziua de sabat. Fățarnicilor, oare voi nu vă dezlegați boul sau măgarul de la iesne ca să-l duceți la apă în ziua sabatului? Femeia aceasta, fiica lui Avram, care 18 ani a fost legată de satană, nu trebuia ea oare să fie dezlegată în ziua sabatului? Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? De ce mă numești bun? Bun este unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile. Să nu prea curvești, să nu furi, să nu ucizi, să nu faci mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl și pe mama ta. Bine, la toate acestea le-am păzit încă din tinerețea mea. Îți mai lipsește doar un singur lucru. Du-te de vinde tot ce ai și împarte la săraci. Și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Dar suntem negustori, bogați! Cu greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Este mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechea acului, decât pentru un bogat să intre în împărăția cerurilor. Atunci cine poate fi mântuit? Ce e imposibil pentru oameni, este posibil pentru Dumnezeu. Și unde va fi această împărăție a lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să izbească privirile. Nu se va zice, iată, este acolo sau e aici. Pentru că împărăția lui Dumnezeu este în voi. Vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. Cum iese fulgerul de la o margine a cerului și până la cealaltă, așa va fi și Fiul Omului în ziua sa. Dar mai întâi trebuie să sufere și să fie lepădat de poporul acesta.
Este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. Vă spun că mulți profeți și împărați au dorit să vadă ce vedeți voi, dar n-au văzut. Și să audă ce auziți voi, dar n-au auzit. Ce să facem? Ce spun scripturile? Cum citește în lege? Iubește pe Domnul Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea și cu tot cugetul. Și iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns. Fă așa și vei avea viață veșnică. Cine este aproapele meu? Doar nu soldații. Nu cumva cezarul? Odată un om se pogora din Ierusalim la Ierihon. L-au prins niște tâlhari, l-au bătut și l-au despuiat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot, care când l-a văzut pe omul acela, a trecut pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul acela, l-a văzut și s-a făcut milă de el. S-a apropiat de el, i-a legat rănile, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi a dat hangiului 2 arginți și a spus, ai grijă de el. Și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia 3 a dat dovadă că este aproapele celui căzut între tâlhari? Cel care a fost bun cu el. Și voi să faceți la fel. Lăsați copilașii să vină la mine. Nu-i opriți, că cea lor este împărăția cerurilor. Adevărat vă spun, că cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Oricine primește pe acest copilaș în numele meu, mă primește pe mine. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis. Că cel mai mic dintre voi este cel mai mare. Iisus din Nazaret trece pe aici. Iisuse! 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 Fiul lui David, ai milă de mine! Ce vrei să-ți fac? Să-mi capăt vederea. Capătă-ți vederea. Credința ta te-a mântuit. Pot să văd? Pot să văd? Pot să văd? O, Iisuse! În timp ce Iisus mergea spre Ierusalim, mulțimile îl întâmpinau pretutinde. Oamenii cereau să le arate calea mântuirii și să-i învețe mai mult despre împărăția lui Dumnezeu. Acest om cu adevărat este proroc. Domnul și stăpânul meu, salvează-mă! Mântuiește-ne, mântuiește-ne! Slăvit să fie Domnul! Arată-ne calea cea bună! Oamenii începeau să-L accepte ca domn și stăpân. În Ierihon era un vameș numit Zacheu. El dorea atât de mult să-L vadă pe Iisus, încât s-a urcat într-un copac pentru a fi deasupra mulțimii. Dă-te jos, Zacheu, căci astăzi trebuie să stau în casa ta. A mea? Cine ar vrea să stea în casa lui? De unde îl cunoaște Zacheu pe Iisus?
Ascultați! Dau jumătate din averea mea săracilor. Iar de-am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi împătrici. De necrezut. Un vameș care își plătește păgubiții. Nemaipomenit. Astăzi a intrat mântuirea aici. Căci omul acesta este și el descendent al lui Avram. Fiul omului a venit să caute să mântuiască ce era pierdut. Ascultați. Mergem spre Ierusalim, unde se va împlini tot ce este profețit despre Fiul omului. Va fi dat în mâinile neamurilor. Îl vor bate, îl vor batjocori și îl vor scuipa. Va fi chinuit și omorât. Dar a treia zi va învia. Cu toate că Iisus știa că va fi omorât pentru păcatele omenirii, el s-a îndreptat spre Ierusalim. Mulți oameni s-au bucurat de venirea lui și l-au proclamat regele lor. Poruncește-le să tacă. Vă spun că dacă vor tăcea ei, vor striga în locul lor până și pietrele. Pace, slavă împăratului! Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Măcar dacă ai fi cunoscut și tu lucrurile care astăzi puteau să-ți aducă pacea, dar ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni zile când dușmanii te vor înconjura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi. Nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vreodată vremea când ai fost cercetată. Templul Sfânt din Ierusalim devenise mai mult un târg decât un loc de închinare. Șase, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Va fi o casă de rugăciuni, iar voia să pun în ea o peșteră de tâlhari. Îmi alung animalele! Opriți-l! Opriți-l!
Împotrivirea creștea printre unii conducători politici și religioși, deoarece oamenii îl proclamau pe Iisus rege. Înțeleg că mulți deja l-au făcut împărat. Împărat? Ha! Împăratul milogilor, târfelor și hoților. Am mai văzut noi. Vin, se pretind împărat și apoi pleacă. Nu fi orb. Mulțimile cresc în jurul lui. Poporul îl adoră. Și îl cred împărat. Am să vă spun ceva. Dacă omul acesta va mai face zarvă, voi răspundeți. Poate are dreptate. E timpul să facem ceva. Cu fiecare zi în care ataca pe cărturarii și farisei fățarnici, creștea și mulțimea admiratorilor din popor. Dar sporea și împotrivirea din partea celor mustrați de el. Pe când era în templu, Iisus a văzut o văduvă săracă dăruind doi bănuți. Nu poți da mai mult? Adevărat vă spun! Că această văduvă a dat mai mult ca toți ceilalți. Căci toți au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce a avut ea ca să trăiască. Spune-ne, cu ce putere faci tu aceste lucruri? Cine ți-a dat dreptul? Am să spun și eu o întrebare. Spuneți, dreptul lui Ioan de a boteza venea din cer sau de la oameni? Ce vom spune? Dacă spunem din cer, el ne va spune, nu l-ați crezut pe Ioan. De vom zice că e de la oameni, mulțimea ne va omorâ, pentru că toți l-au crezut proroc. Dar noi nu știm de unde venea. N-am să vă spun nici eu atunci cu ce putere fac aceste lucruri. A fost odată un om care a sădit o vie, a arendat unor vieri și a plecat apoi pentru mai mult timp. Când vremea culesului de struguri a venit, a trimis la arendaș un rob ca să-și primească partea ce îi se cuvenea. Dar arendașii l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale, așa că mai trimis un rob. Ei l-au bătut și pe acela, l-au batjocorit și l-au trimis de asemenea înapoi. El l-a trimis și pe al treilea. Ei l-au rănit și apoi l-au aruncat afară. Stăpânul vie a spus, ce să fac? Am să trimit pe fiul meu iubit. Poate că îl vor primi cu cinste. Dar când vierii l-au văzut venind spre ei și au spus, iată moștenitorul, să-l ucidem ca moștenirea să devină noastră. Spune-ne mai departe. L-au aruncat din vie afară. Și l-a omorât. Acum ce le va face stăpânul viei acestor arendași? El va veni și îi va omorâ și via o va da altor vie. Ce înseamnă toate aceste cuvinte? Piatra pe care zidarea o lepădat-o ca nefolositoare a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Oricine va cădea peste această piatră va fi zdrobit de ea. Și dacă ea va cădea peste cineva, pulbere îl va face. Învățătorule, știm că vorbești și înveți drept și că nu cauți la fața oamenilor și că înveți adevărul despre voia lui Dumnezeu pentru om. Spune-ne, este împotriva legii noastre să plătim bir cezarului roman sau nu? Ai grijă, Doamne! Vor să te prindă! Arătați-mi un ban. Al cui chip și slove sunt pe el? Cezarului! Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Asta ce mai răspundeți? Ziua praznicului azimilor în care trebuiau jertfite paștele a sosit.
Iisus i-a trimis pe Petru și Ioan înainte să pregătească masa pascală. Dorit atât de mult să mănânc acest paște cu voi înainte de patima mea. Căci vă spun, de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Fii binecuvântat, Doamne Dumnezeule, Împărat al Slavei, care face vița să rodească. Luați-l și împărțiți-l între voi. Căci vă spun, nu voi mai bea din rodul viței până va veni împărăția slavei. Fii binecuvântat, Doamne, Tată, Împărat al Slavei, care ne dai pâinea pe pământ. Acesta-i trupul meu care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre amintirea mea. Acesta-i paharul legământului nou în sângele meu, care se varsă pentru voi. Dar luați seama, mâna vânzătorului meu este cu mine la masă. Negreșit, fiul omului se duce după cum este rânduit, dar vai de acela prin care el este vândut. Nu se poate! Nu se poate! Cu neputință! Spune cine este, Doamne! Cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic. Și cel ce conduce să fie ca cel ce slujește. Căci cine este mai mare? Cine stă și mănâncă la masă? Sau cine slujește la masă? Cine stă la masă? Și eu totuși sunt între voi ca cel ce slujește. Voi ați rămas cu mine în încercările mele, de aceea, așa cum Tatăl mi-a dat împărăția Lui, și eu vă dau vouă. Veți mânca și veți bea la masa mea în împărăție și veți sta pe tronuri ca să judecați toate semințiile lui Israel. Deci nu-i nimeni văzător. Simone, bagă de seamă. Satan a vrut să vă pune pe toți la încercare. Să separe răul de bine, cum cerne morarul grâul de tărâțe. Dar eu m-am rugat pentru tine, să nu ți se piardă credința. După ce te vei întoarce la mine, să-ți întărești frații. Doamne, cu tine sunt gata să merg și în temniță. Și la moarte! Îți spun, Petre, că nu va cânta cocoșul astăzi până ce te vei lepăda de 3 ori de mine. Când v-am trimis afară, fără pungă, fără traistă, v-a lipsit ceva? Nu, nimic. Dar acum, oricine are o pungă să o ia și cine n-are sabie să-și vândă haina ca să-și o cumpere. Căci vă spun, este scris în Scriptură, el a fost pus în numărul celor fără de lege și ce s-a scris despre mine se împlinește acum. Doamne, iată aici 2 sabii. De ajuns.
Mai mari norodului se gândeau cum să scape de Isus. Dar Satana a intrat în Iuda, a zis Iscarioteanul, care era unul dintre cei 12. El a uneltit împreună cu preoții cei mai de seamă ca să-l prindă pe Isus. Isus a părăsit Ierusalimul și s-a dus pe muntele Măslinilor ca să se roage. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Iuda Iscarioteanul l-a vândut pe Isus pentru numai 30 de arginți. Isus știa că ora morții sale pentru păcatele lumii se apropia și se ruga. Tată, dacă voiești, depărtează de la mine paharul. Totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. Sudoarea i se făcuse picuri mari de sânge care cădeau pe pământ. Pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Sărutare îl vinzi tu pe Fiul omului. Doamne, lovim cu sabia? Haide, arestați-l! Destul. Ați ieșit cu săbii și ce-o merge ca după un tâlhar. În toate zilele ce am fost cu voi în templu, n-ați îndrăznit a pune mâna pe mine. Dar acum e ceasul vostru și puterea întunericului. Arestați-o! Păziți-l bine. Soldații care îl păzeau pe Iisus îl bagiocoreau și îl băteau. Aceasta e o haină de rege. Prorocește ce va fi. Ai de gând să ne mântuiești înălțimea ta? Ai de gând să ne mântuiești? Și acest bărbat era cu Isus. Femeie, nici măcar nu-l cunosc. I-am văzut împreună.
vina voastră. Cum te simți acum, smeritule? Și tu ești unul dintre ei, dar nu sunt. Fără îndoială, acest bărbat era cu Isus. În plus, și el e galilean. Du-te de aici! Nici nu știu despre cine vorbești. Isus s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Atunci Petru și-a adus aminte de vorbele Domnului. Înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Doamne, te implorăm să ne ierți astăzi pe noi, într-o slava puterii tale. Tu, care ne-ai iertat părinții când s-au ridicat împotriva cuvântului tău, tu te-ai supărat pe ei, dar nu i-ai distrus. Tu, din cauza dragostei tale, a legământului tău și a îndurării tale, nu i-ai părăsit. Ia ghicește cine a dat. Profețește. Cine va da? Ajunge. Ajunge, am spus. Aduceți-l în fața soborului. Mișcă. Soborul s-a adunat pentru a-l judeca pe Isus. Spune-ne, ești tu Hristosul? De vă voi spune, nu mă veți crede. Iar de vă voi întreba ceva, nu veți răspunde. De acum încolo, Fiul omului va sta la dreapta puterii lui Dumnezeu. Ești tu Fiul lui Dumnezeu? Așa cum o spui, sunt. Cine-i dă dreptul să spună asta? E vinovat. Noi înșine l-am auzit ce a spus. Îl ducem la Pilat. Scoate-ți-l afară! Mișcă! Și l-au dus cu toții înaintea lui Pilat, guvernator roman crud, responsabil de răstignirea mii de evrei. Ce este cu voi aici? De-ați venit cu noaptea în cap. Am prins unul care răzvrătește poporul. El a făcut tulburarea din piața templului. Ce pedeapsă va primi? Osândește-l! Eu nu găsesc nicio vină acestui om, nicio vină. L-am găsit vinovat. L-am auzit învățând norodul să nu plătească taxe împăratului. Spune că el este Hristosul, împăratul. Împărat? Ești tu împăratul iudeilor? Precum ai spus-o.
El a început în Galileea și acum a venit aici. În Galileea? E galilean? Atunci să se ocupe Irod de cazul lui. Mai e în Ierusalim, nu-i așa? Duceți-l la Irod. Cine te pretinzi că ești? Cine sunt ucenicii tăi? Mi s-a spus că faci minuni. Vreau să văd și eu una. Stăpâne, a răzvrătit tot norodul. S-a făcut pe sine împărat. Cine el? Împărat? Maestate. Loviți-l bine. Duceți-l lui Pilat. Aici el comandă. Omul acesta n-a făcut nimic pentru a merita moartea. Deci îl voi biciui și îi voi da apoi drumul. Tu trebuie să ne dai nouă un întemnițat de Paștele acesta. Să ne-l dai pe Baraba. Da. Pe acesta răstigniți-l. Da, dă-ne-l pe Baraba. Ei strigau în gura mare ca Iisus să fie răstignit. Așa că Pilat a hotărât să le împlinească cererea. El l-a eliberat pe Baraba, care fusese aruncat în temniță pentru răscoală și omor, și l-a dat în mâinile lor pe Iisus ca să fie răstignit. Faceți loc! Faceți loc!
plecați aici! Ridică-te când îți spun! Ridică-te! Tu! Cum te cheamă? Simon din Cirena. Vino încoa! Tăiați frânghiile! Care-o tu? Hai, mișcă! Înapoi! Înapoi! Plecați de aici! Faceți loc! Vai ce ai ajuns, bea de aici, bea, bea, Doamne. Fiicele Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Deci dacă aceste lucruri se întâmplă când copacul e verde, ce se va întâmpla când el va fi uscat? Sărmanul, să se îndure Dumnezeu. Ne vom ruga pentru tine. Mișcă! Hai, mai repede, mai repede! Mai repede! Mai repede, hai tu! Mai repede, mișcă, mai înainte! Hai! Repede! Repede! Hai, mișcă! Mergi înainte! Mergi înainte! Hai! Iartă, Doamne, pentru că nu știu ce fac.
i-a mântuit pe alții, să se mântuiască acum pe sine. Da, mântuiește-te pe tine dacă ești Hristosul. Dă-te jos de pe cruce. Arată-ne una din minunile tale. Și Iisus a fost crucificat între doi tâlhari, împlinindu-se profeția pe care oamenii lui Dumnezeu au făcut-o cu sute de ani înainte. Asta nu-i haină de muritor de rând. Stați, stați, nu rupeți! Stați puțin! Și ce? Hai să o tragem la sorți! Ce ai să faci cu ea acum că ai câștigat-o? Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: acesta este împăratul iudeilor. Mântuiește-te dacă ești împăratul iudeilor. Tu? Hristosul? Mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. N-ai frică de Dumnezeu? El privește acești osândă ca și noi, dar n-a făcut niciun rău. Ține-mă minte, Doamne, când vei veni în împărăția ta. Adevărat, spun. Te vei urca în rai chiar astăzi. Cu mine. Era cam pe la amiază și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al treilea. Perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt prin mijloc. Tată! În mâinile tale mi-credințez.
sufletul. Când capitanul a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu spunând: Slavă lui Dumnezeu! Cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Iosif din Arimatea, un membru al soborului, a cerut trupul lui Iisus de la Pilat, l-a dat jos de pe cruce, l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt nou, înainte de ziua sabatului. Iartă-ne, am urmat trupul Domnului nostru. Fiți binevenite, dar veniți acum, căci se apropie ziua sabatului. În ziua dintâia săptămânii, dis de dimineață, femeile au venit aducând miresmele pe care le pregătiseră. Ele au găsit piatra de pe mormânt răsturnată. Au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, a înviat. Aduceți-vă aminte ce vă spunea în Galileea. Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Domnului a dispărut? Și doi bărbați au apărut, îngeri lucind, ca soarele, și au zis: De ce-l căutați pe cel viu între morți? E adevărat. Credeți-ne, credeți-ne. I-am văzut, mergeți și voi să vedeți, mormântul e gol, Domnul a dispărut. Petre, trebuie să ne crezi!
Iisus s-a arătat la doi dintre ucenici. Ei s-au reîntors plin de emoție la ceilalți. A înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Nu l-am recunoscut. Când era pe drum. L-am recunoscut atunci când a frânt pâinea. La Emaus? Ce ciudat să fie acolo! Pace vouă! De ce sunteți tulburați? De ce aveți gânduri de îndoială? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele și veți ști că sunt eu. Pipăiți-mă și vedeți. Un duh n-are nici carne, nici oase cum am eu. Iată ce vă spuneam când eram încă cu voi. Tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în cuvântul profeților și în psalmi, trebuia să se împlinească. Așa este scris. Hristos trebuie să sufere și să învieze a treia zi dintre cei morți. Și în numele Lui să se vestească tuturor neamurilor pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori acestor lucruri și voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar veți rămâne în Ierusalim până când veți îmbrăcați cu putere de sus. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Mormântul în care a fost pus trupul Domnului Iisus a rămas gol. La trei zile după răstignire, Mântuitorul a înviat din morți și astăzi este viu. El vrea să intre în viața ta. Iată cuvintele Lui. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Au trecut aproape 2000 de ani de la învierea Lui. Astăzi Iisus este viu și are cea mai mare și mai puternică influență asupra lumii. Orgolioșii dictatori ai secolelor trecute au dispărut unul după altul. Împărați, filozofi, savanți, scriitori și teologi s-au pierdut în negura vremii. Domnul Iisus trăiește și astăzi. El este unic între toți cei care au trăit vreodată. Nașterea Lui a fost unică. Biblia ne spune că s-a născut dintr-o fecioară. Viața Lui a fost unică, fiind de-a dreptul dumnezeiască. A trăit fără păcat, a făcut minuni mai mari decât oricare în istorie. Mesajul Său a fost unic. Oferă iubire, iertare și o viață nouă tuturor celor care Îl primesc ca Mântuitor și Domn. Oriunde ajunge acest mesaj, aduce o viață nouă cu o nouă nădejde și un nou ideal. Moartea Sa pe cruce a fost unică. Acum 2000 de ani, Creatorul Universului și-a trimis singurului Fiu, Iisus Hristos,
să fie jertfa pentru ispășirea păcatelor întregii lumi. El a murit pentru tine. Învierea lui a fost unică. La 3 zile după moartea lui, s-a produs cel mai extraordinar eveniment din istorie, învierea lui trupească dintre morți. Nașterea, viața, moartea și învierea lui îl dovedesc pe Iisus a fi exact ceea ce s-a pretins că este. Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul întregii lumi. Același Iisus Hristos este viu și astăzi. El vrea să vină în viața ta, să-ți ierte păcatele și să-ți dea putere să trăiești o viață din belșug. Ascultă-i cuvintele. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă, căci eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Biblia spune, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și de asemenea, plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Când a murit, Domnul a plătit plata păcatului nostru. Chiar acum, El este gata să intre în viața ta. Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el. Pentru a experimenta iubirea și iertarea lui și pentru a avea viața veșnică, tu trebuie să-l primești ca jertfa lui Dumnezeu pentru păcatele tale și să-l rogi prin credință să intre în viața ta. Dacă aceasta este dorința inimii tale, te poți ruga cu credință și Domnul Iisus va intra în viața ta. Iată un model de rugăciune. O voi spune eu întâi. Doamne Iisuse, am nevoie de Tine. Mulțumesc că ai murit pe cruce pentru păcatele mele. Îți deschid ușa inimii mele și Te primesc acum ca Mântuitor și Domn. Ia viața mea în stăpânire și fă-mă așa cum dorești Tu să fiu. Amin. Dacă această rugăciune exprimă și dorința inimii tale, rostește-o și tu chiar acum. Roagă-te, repetând după mine cuvintele. Doamne Iisuse, am nevoie de Tine. Mulțumesc că ai murit pe cruce pentru păcatele mele. Îți deschid ușa inimii mele și Te primesc ca Mântuitor și Domn. Ia viața mea în stăpânire și fă-mă așa cum dorești tu să fiu. Amin. Acum că ai făcut această rugăciune a credinței și l-ai chemat pe Domnul Iisus să intre în viața ta, fii sigur că El a venit conform promisiunii pe care El ți-a făcut-o. Poți fi sigur că păcatele tale sunt iertate, că acum ești un copil al lui Dumnezeu și că acum ai viața veșnică. Dacă vrei să ai parte de viața din belșug pe care a promis-o Domnul Iisus, stai cu El de vorbă în fiecare zi în rugăciune. Descoperă planul minunat pe care îl are El pentru viața ta, citind Biblia și întâlnindu-te cu alții care îl iubesc și îl urmează pe Domnul. În sfârșit, adu-ți aminte mereu de minunatele lui promisiuni. Nici de cum nu te voi uita, cu niciun chip nu te voi părăsi. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.